conform deci, acestei reforme, cum a spus Igor, deci pe ultima sută de metri au apărut propuneri din partea Guvernului și instituțiile vor fi administrate de alți fondatori sau de alt fondator, Academia de Științe va rămâne ca o societate a oamenilor de știință și de cultură care va elabora în fiecare an. De acum, la sfârșitul anului, noi trebuie să elaborăm și să prezentăm la Guvern raportul despre starea științei din Republica Moldova și perspectiva dezvoltării ei. Noi vom propune Guvernului și Parlamentului prioritățile științifice și noi vom deveni un parteneriat strategic pentru Guvern. Din punctul ăsta de vedere, Academia se va transforma dintr-o instituție de administrare într-o instituție de expertiză a diferitor documente, de expertiză a domeniului cercetare. Din punctul ăsta de vedere, membrii Academiei vor fi nevoiți, sau noi vom fi nevoiți să alegem membrii Academiei, cei care cunosc, care trăiesc nu numai cu trecutul, chiar și cu prezentul, dar știu și viitorul. Din punctul ăsta de vedere, sigur că membrii Academiei vor fi implicați mai mult în dezvoltarea științei din țara noastră, va trebui să cunoască mai multe și să știe mai multe. Și eu cred că poate și, cum nu știu ce ne spuneam ieri, vom trăi și vom vedea. Eu vă mulțumesc încă o dată. Directorul Institutului vreau să mulțumesc foarte mult, pentru că deși poate unii se supărau pe noi sau noi ne supăram pe voi, în ultima instanță, directorul instituțiilor a fost aceia care au ținut deci, pulsul și ne-au dat rezultate și am avut aprecieri din partea oamenilor de știință, pentru că vreau să vă spun că aprecierile din partea oamenilor de știință, ele sunt mai adecvate. Celelalte aprecieri sunt, de multe ori, subiective și lucrul ăsta noi, deci, îl observăm. Dar încă o dată vreau să vă chem pe toți, pe toată lumea, pe toți colegii mei. Noi trebuie să privim lucrurile foarte academic, să manifestăm toleranță, să manifestăm și curaj, dar și să venim cu argumente foarte calm, pentru că timpul o să le așeze pe toate la locul său. Important este ca noi să rămânem consolidați, pentru că faptul că Academia de Științe va elabora deci, raportul de bază a stării științei în Republica Moldova, interesul va fi la toate instituțiile, interesul va fi la toate universitățile, interesul va fi la toată comunitatea deci neguvernamentală, antreprenorială, pentru că în raportul care l-a prezentat Academia de Știință, ea va căuta elemente pozitive și cele negative care le va găsi, le va expune și atunci Guvernul va trebui să ia deci, măsuri corespunzătoare. De ce? Nu cred eu că relațiile sau conexiunea dintre Academie și dintre instituții de cercetare, dintre universități, dintre societate, ea va fi ruptă sau ea nu va avea loc. Mie mi se pare că dacă noi vom organiza corect activitatea noastră, ea va fi numai puțin strânsă, dar din punctul de vedere a conflictului de interese, el va fi scos și atunci pe noi nu o să ne critici. Noi o să criticăm pe cei care nu execută. Nu e așa de simplu să iei povara, că în 2004, când am preluat-o, toată lumea mă preîntâmpina. Nu e așa de simplu să preiai povara administrării instituțiilor și universităților. Dar, cum spuneam acum câteva secunde, vom trăi și vom vedea. Eu vă doresc succes, sănătate și reușite în toate.